Cum depășim pandemia pentru a reveni la normalitate? Această întrebare ne frământă pe toți și trebuie să fie tema principală de reflexie pentru Guvernul României și pentru toți decidenții politici. Cum depășim pandemia pentru a reveni la normalitate? Răspunsul este vaccinarea. Iar această soluție este abordată de numeroase țări din întreaga lume. Astfel, înainte de a pune problema unei relaxări a restricțiilor impuse de pandemie, ar trebui să ne preocupe creșterea gradului de vaccinare a populației. Zilele trecute, România a depășit numărul de 2 milioane de persoane imunizate, dintre care peste jumătate au ambele doze. În 6 aprilie am ajuns la 2.155.000 de persoane vaccinate, din care 1.258.000 cu ambele doze. Nu e puțin. Dar trebuie să facem mai mult și să extindem campania de vaccinare în farmacii și în cabinetele medicale de familie. Privim în aceste zile la modul în care decidenții din Israel relaxează restricțiile și dorim și noi să revenim măcar parțial la normalitate. Ceea ce nu spunem este faptul că Israel a vaccinat peste jumătate din populație cu ambele doze și de aceea relaxează măsurile. Ministerul Sănătății ne oferă și câteva vești bune. Peste 150 de noi de cabinete de vaccinare vor fi deschise în România. Ieri s-au deschis 12 noi cabinete pentru administrarea vaccinului produs de compania Moderna, urmând ca pe 13 aprilie să deschidă alte 144 de cabinete pentru administrarea vaccinului produs de compania Pfizer. Se va crește capacitatea de vaccinare în centre, de la 60 de persoane la 90 de persoane pe flux. În perioada următoare se vor deschide centre mobile de vaccinare și la nivelul operatorilor economici, care și-au exprimat această intenție, complementar cu vaccinarea prin intermediul medicilor de familie. Nu în ultimul rând, vă spun că România va urma să primească în următoarele 2 luni cel puțin 7 milioane de vaccinuri împotriva coronavirusului. Ministerul Sănătății a lansat și o linie telefonică de sprijin psihologic pentru orice persoană care se simte afectată de presiunea cauzată de pandemia COVID-19. Începând cu ora 12 până la ora 20 de luni până sâmbătă, orice persoană care are nevoie de suport emoțional va putea apela linia telefonică cu tarif normal 021-9081 pentru a beneficia de serviciile gratuite de sprijin psihologic. Peste 40 de psihoterapeuți voluntari vor fi disponibili. Să știți că însă nu este de ajuns pentru a stimula campania de vaccinare. În aceste momente este nevoie să comunicăm coerent, să le explicăm oamenilor importanța vaccinării și să încurajăm să se vaccineze. Inclusiv clasa politică trebuie să promoveze un mesaj de solidaritate și de unitate pentru a alerta românilor că numai împreună putem trece cât mai repede peste această criză. Voi încheia, dragi colegi, cu un apel către fiecare dintre dumneavoastră. Vă rog să fim solidari și responsabili, să comunicăm corect și să încurajăm vaccinarea, astfel încât să putem învinge pandemia.